Am revenit. Iată, Rusia și Ucraina sunt deja la a patra rundă de negocieri. Iar rezultatele acestor discuții nu sunt pe măsura așteptărilor. De ce se întâmplă acest lucru? Încercăm să aflăm chiar acum de la expertul în mediere, Zeno Șuștac. Bună dimineața, bine ați venit la noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Haideți să vedem care ar fi explicația dumneavoastră. De ce aceste patru runde de negocieri, rundele de negocieri care au avut loc până la urmă, până acum, de ce nu au avut niciun rezultat? Cât timp armele vorbesc, diplomații tac sau vocea lor este extrem de timidă. La o înțelegere, la o posibilă soluție negociată, la un posibil acord, se poate ajunge doar în situația în care armele tac. Iar acest lucru nu se întâmplă la acest moment. La ce asistăm, de fapt? La o negociere sterilă, la o pseudo-negociere în care partea rusă nu dorește sub nicio formă să facă pași spre o posibilă înțelegere și nu dorește sub nicio formă să facă concesii. Practic, asistăm aici la folosirea pârghilor de putere. Timpul acționează de data aceasta în defavoarea ambelor părți, poate mai mult în defavoarea părții ucrainiene, pentru că aici vorbim despre victime civile. Multe, vorbim despre refugiați, vorbim despre distrugeri, fiecare zi de conflict cauzează pagube și drame inimaginabile. Contextul, de asemenea, este extrem de complicat, dar să ținem cont de ceva, o negociere se pierde sau se câștigă. Și înainte de asta, trebuie să existe un cadru pentru negocierea respectivă. Nu deci atunci, cine a câștigat sau cine a pierdut în momentul de față după cele patru runde? În opinia dumneavoastră? În opinia mea au pierdut ambele părți, pentru că ajungerea la o înțelegere în anumiți termeni ar fi benefică pentru ambele părți. Nici Rusia nu poate susține financiar acest război și nu doar financiar. Întrebarea este care sunt obiectivele minimale și maximale ale fiecăreia dintre părți. S-a realizat totuși în ultimele 2-3 runde de discuții o oarecare flexibilizare minimală a cerințelor. Dacă inițial niciuna dintre părți nu dorea sub nicio formă să facă niciun fel de concesie, acum tonul s-a mai înmuiat oarecum și există posibilitatea unor concesii viitoare. Dar, la o înțelegere, nu se va ajunge dincolo de propunerile de mediere ale Chinei, ale Israelului, ale Turciei, ale Arabiei Saudite, decât într-un format internațional în care o terță entitate neutră și imparțială, care va avea capacitatea de a facilita niște negocieri eficiente, va realiza acest cadru. Simplele negocieri dintre Rusia și Ucraina nu au cum să ducă la o înțelegere, dar pentru că trebuie să existe și garanți ai respectării. Domnule Șuștac, vorbeați la un moment dat într-un interviu despre diplomația nevăzută. Asta înseamnă o terță persoană, o terță parte care se implică în aceste negocieri? E o terță entitate statală, fie o organizație internațională, dar la acest moment Organizația Națiunilor Unite este un colos cu picioare de lut, iar alte organisme internaționale nu sunt capabile la acest moment să medieze acest conflict. Doar un terț stat agreat de către ambele părți sau un concern de state care se vor grupa pentru facilitarea cadrului de mediere. La ce asistăm acum nu este de fapt o negociere. Se poate obține maxim un armistițiu, maxim o coloană umanitară. Pentru a fi vorba despre negociere, trebuie să avem formatul necesar, iar formatul nu există. Și cine avem ar putea fi un canal de comunicare între Rusia și Ucraina și nimic mai mult. Cine ar putea fi a terța parte, cea de-a treia parte în acest caz, în opinia noastră? S-au vehiculat până acum diverse variante. China ar putea fi un factor în acest sens, dar nu vorbim despre neutralitate. Israelul este o altă discuție și o pistă care ar putea fi sondată în viitor. Turcia, dar aici sunt chestiuni mai delicate pentru că acele drone au fost furnizate Ucrainei și nu vorbim din nou despre neutralitate. Deocamdată suntem în zona negativă de negociere, o zonă în care conturarea consensului este imposibilă. Noi la ce asistăm? Nu asistăm la negocieri eficiente, asistăm la pseudo-negocieri, la negocieri sterile.
Domnule Șușac, și atunci care ar trebui să fie tacticile unui negociator? Un om care să se așeze la masă și să împace cele două părți, care par de neîmpăcat, cel puțin în contextul actual. Da, la acest moment așa par. Principala misiune ar fi să sondeze obiectivele celor două părți, obiectivele minimale și maximale, iar în funcție de acestea să reușească să genereze posibile opțiuni de depășire a impasului, pentru că plaja de negociere la un moment dat se intersectează între obiectivele părților și trebuie identificate punctele comune. Dar aș vrea să vă mai întreb o chestiune. Vă rog. Parcă totul a început un pic greșit din momentul în care a apărut acea masă de 6 metri, iar acum la aceste negocieri nu se întâlnesc liderii. Poate ar trebui să se întâlnească liderii ca altfel să fie discuțiile, sau e de neconceput ca cei doi să se vadă? Cu certitudine, decizia nu se află în sala de negociere. Am văzut acolo două delegații, dar decizia se afla la Kiev și la Moscova, iar de partea ucraineană, decizia nu se afla exclusiv la Kiev. Asistăm la o negociere distributivă de tip win-lose, în care cineva, ambele părți doresc ca cealaltă parte să piardă. Astfel nu se vor face concesii. Până nu se transformă negocierea distributivă în negociere rațională, șanse de ajungere la o înțelegere nu există. Și e posibil să asistăm la o schimbare de componență acestor grupuri care merg către negocieri? Poate pentru a se mai trage de timp sau poate pentru a se cădea de acord în urma acestor negocieri? Cumva întrebarea vine și în contextul în care sâmbătă partea ucraineană a anunțat că unul dintre negociatori s-a dovedit a fi un spion rus. Cumva e delicată povestea. Da. Școala de negociere rusă a fost și este redutabilă. Ei folosesc stilul roșu de negociere, un stil coercitiv, bazat pe poziție de forță, pe amenințare, pe lipsa concesiilor, pe influențare. Ei, având în vedere acest lucru, pot să vă spun că la acest moment lucrurile nu decurg în direcția, nu merg în direcția cea bună. Partea rusă, de-a lungul timpului, a folosit această tactică de schimbare a echipei de negociatori pentru a-și asigura un plus de beneficii. Este posibil și la acest lucru, pentru că la ce asistăm la o tergiversare, nu la o dorință de tranzacționare de ajungere la o înțelegere. Mulțumim tare mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Foarte interesante și cumva îți oferă o imagine pe care de cele mai multe ori tu nu o ai și nu o înțelegi. De ce se întâlnesc, cum, nu ce și care sunt pozițiile de forță. Nu cumva din fața televizoarelor că de fapt nu a avut niciun rol și niciun scop întâlnirea respectivă. Dar da, într-adevăr, domnul Șuștag ne-a explicat în termeni extrem de Ei bine, doamnelor și domnilor,